peștera Cetățile Ponorului este peștera cu cel mai înalt portal din România. Are cea mai înaltă intrare de 110 metri înălțime, de la vârful stâncii până la baza stâncii pe unde intră apa în interior. Peștera este o peșteră activă cu un râu subteran. Accidentele din subteran sunt deosebit de dificil de manageriat, în sensul că, ud fiind, poți să intri foarte rapid în hipotermie. Deci, practic, pentru a putea supraviețui unui accident nefatal în peșteră, echipa de suport trebuie să transporte accidentatul într-o zonă mai uscată, să o schimbe, dacă se poate, cu haine uscate și să monteze un așa numit punct cald, un loc unde, practic, victima poate să stea într-un confort termic normal. Deoarece în peșteră, că e iarnă, că e vară, temperatura este temperatura medie anuală a zonei unde se află, respectiv în jur de 6 grade Celsius, aici, în Munții Apusei. Ulterior, transportul victimei se face peste ape care pot fi adânci și atunci sunt necesare aceste tiroliene și, practic, un dezavantaj față de accidentele de la suprafață, unde o echipă poate să intervină cu elicopterul și să preia victima, în subteran nu există nici comunicație cu exteriorul, deci nu există semnal pentru telefonie mobilă și nu există nici posibilitatea de evacuare pe verticală, adică, să zic, cu alte mijloace decât cu ajutorul echipelor SalvaSpeo. Pentru asta echipele SalvaSpeo organizează periodic exerciții pentru a exersa metodele specifice de evacuare a victimelor din subteran. Ca în fiecare an, undeva într-o peșteră din România, de cele mai multe ori în Apuseni, acum s-a tras la sort să fie în Cetățile Ponorului, facem câte un exercițiu, o simulare de scoaterea unei victime din mediul subteran speologic, pentru a nu ne ieși din formă, pentru a ne omogeniza unii cu alții. Exercițiul a decurs destul de bine, victima a fost scoasă cu succes din subteran, subteranul fiind având ceva deosebit, fiind un parcurs acvatic subteran, adică dus prin apă, tirolene deasupra apei, trecut lacuri, săritori. Exercițiul a avut loc în peștera Cetățile Ponorului, Everestul speologiei românești din punct de vedere al amplorii spațiilor subterane. A durat 5 ore de când a intrat primul salvator și până a ieșit, un timp relativ foarte bun. Au fost 30 de salvatori din România, mare parte din județul Bihor, Cluj, Alba, dar chiar și din Dâmbovița. S-a discurs în condiții normale, a fost o evacuare destul de complexă pe un râu destul de, să zicem așa, mediu ca debit. A fost evacuarea acvatică în care salvatorii au avut nevoie de costum de neopren. Evacuarea s-a făcut de la o distanță de 800 de metri și circa 100 de metri diferență de nivel.
a fost un succes. Cetățile Ponorului este numită și Everestul speologiei românești, deoarece este caracterizată prin spații foarte mari. În spate există un perete final care are 120 de metri înălțime. Peștera are în jur de 7 km, este în curs de explorare, recartare din anul 2013 și probabil încă câțiva ani încă vom mai lupta cu peștera ca să dovedim.